Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Astăzi eu și colegul meu Ionuț Florea stăm de vorbă despre cel mai vechi și poate singurul sport autentic românesc, oina. Stăm de vorbă aici în platoul Metropola TV cu președintele Federației Române de Oină, domnul Nicolae Dobre, și cu vicepreședintele Federației Române de Oină, Cristian Văduva, și singurul doctor în oină. Vom afla ce înseamnă asta, Ionuț, de la invitații noștri imediat. Bine ați venit! Pentru prima dată în platoul Sport Arena la zi, avem foarte multe de povestit astăzi despre oină. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație și pentru faptul că sunteți interesați de acest sport. Să știți că de-a lungul vremii, nu-i așa, Ionuț, cred că ne-au trecut pragul atât de multe sporturi, poate mai ciudate, poate mai noi, extrem de noi, inventate chiar de curând, așa că nu putem să facem rabat de la cel mai vechi sport. De la 1300 încoace românii tot joacă oină, lucru care nu știu cât este de cunoscut de cei de acasă. Zic corect, domnul președinte? Da, într-adevăr, sunt izvoare scrise care atestă practicarea sa de sute de ani, chiar dacă nu întotdeauna a fost o formă organizată. De fapt, în urmă cu multe sute de ani, știți că foarte multe lucruri erau organizate la voia întâmplării, între ghilimele, dar totuși se practicau. Forma organizată sa apare mai târziu, în 1897-1898, Spirul Haret, care era ministrul instrucțiunii publice la data respectivă, actualul minister al Educației Naționale, vine în București și, întrucât iubea acest sport pe care îl practicase la el la Iași, a dorit să unifice regulile, întrucât în momentul acela se juca în țară oină sub diferite denumiri, în funcție de regiunea în care se juca, dar regulile fiind foarte, foarte asemănătoare. Face o comisie prin care se unifică regulile de joc și în 1899 avem deja la București primul campionat național de oină, echipa liceului Nicolae Bălcescu din Brăila fiind prima campioană națională și atunci se consideră că este începutul oinei moderne. Deși, așa cum ai spus tu și te-ai documentat foarte bine și te felicit, oina se practica deja de sute de ani. Este un sport, Ionuț, despre care, uite, am avut, nu-i așa, o eroare fiecare dintre noi. Cred că vă aduceți aminte, cel puțin dacă sunteți și din generația mea, dar uite că și din generația lui Ionuț. Nu te-am făcut bătrân, nu te uite așa la mine. Da? N-am zis nimic. Așa, ca să nu avem surprize. Avem această probă în cadrul școlii de aruncare a mingii de oină, dar sportul în sine este foarte asemănător cu ceea ce americanii numesc astăzi baseball, cu ceea ce indienii și englezii numesc cricket și așa mai departe. Domnule Văduva, vreau să știu cum a pornit, care este mersul un pic istoric al oinei odată cu momentul în care a fost, nu-i așa, totul pus la punct legiferat și a existat și un regulament care știu că a apărut un pic mai târziu, nu-i așa, în mod oficial, în 1912, dacă nu mă înșel. Odată, dați-mi voie să vă spun și bună ziua. Cum a spus și domnul președinte, în 1889, în momentul în care s-a ținut primul concurs oficial de oină, ulterior, domnul ministru Spiru Haret a desemnat o comisie în care să lucreze la regulament. Imediat a apărut un regulament publicat în Albina, ulterior, cel din 1912, care într-adevăr apare în monitorul oficial, este modificat și de-a lungul timpului, dacă nu mă înșel și rog pe domnul președinte să mă corecteze, s-au elaborat cam 12 regulamente de oină, ultimul fiind modificat anul trecut de către Federație, care a intrat în vigoare anul acesta, aprobat de către Biroul Federal. Într-adevăr, este o evoluție spectaculoasă din punct de vedere a regulamentului. De fiecare dată, specialiștii în domeniu au venit cu anumite modificări benefice pentru sport, scoțând în evidență mult mai mult calitățile acestui frumos sport. Este foarte important pentru a practica jocul de oină în competiții să cunoaștem regulamentul. În timpul liber putem să jucăm oină fără a cunoaște regulamentul. Deși ar fi benefic să-l cunoaștem tocmai pentru a prinde exact ceea ce înseamnă competiție. Într-adevăr. Eu nu ți-ești pregătit să aflăm exact ce presupune acest sport, ce este oina și să le dăm celor de acasă câteva hinturi, că poate cine știe, din pasiune sau din curiozitate, se apucă de acest sport. Da, fără discuție, Alice, dacă de-a lungul vremii, așa cum subliniai și tu, am adus în atenția telespectatorilor o sumedenie de sporturi, unele importate, cu sufletul deschis aș vrea să aflu cât mai multe despre un sport care ne definește și care exportat se sută, pe care ar trebui să-l exportăm, așa cum spunea și domnul președinte, ar trebui să-l împachetăm mai frumos, pentru că nu neapărat este împachetat frumos, el are o esență frumoasă, însă din păcate momentul de față este subapreciat și tocmai de aceea avem bucuria de a avea pe dânsi în studio
și de a transmite un mesaj către tinerea generație că există și alte sporturi mult mai frumoase decât cele cu care suntem bombardați zilnic la televizor. Da, într-adevăr, aș vrea să fac o corecție legat ce s-a discutat mai devreme. În 1912 se publică deja monitorul oficial, ca să vedeți importanța OINE-ii. Pe 7 pagini apare scris regulamentul jocului de OINE, da, monitorul oficial. Da, exact asta am citit, că se publică oficial. E extraordinar oficial, câtă importanță s-a dat să ajungă monitorul oficial. Legat de momentele istorice, vreau să vă spun că am avut un moment extrem de bun pe care l-am ratat, din păcate. În 1896, știți foarte bine, a avut loc la Atena prima olimpiadă modernă. Atunci se căutau discipline care să fie introduse în această programă. Comitetul Olimpic Român, la data respectivă, primește o invitație de a pregăti sporturi pe care să le reprezinte acolo, sporturi care se practicau în țara noastră, și este aleasă OINA. Se pregătesc două echipe pentru a participa acolo. Din motive pe care nu le cunoaștem, nu au ajuns cele două echipe ca să facă meci demonstrativ la Atena. Dacă ajungeam acolo, altfel vorbeam astăzi despre OINA. Așadar, un moment pe care l-am ratat, și era un moment prin care noi puteam să impunem un sport la nivel mondial. Așa cum a spus și colegul mai devreme, colegul tău, discutăm de sporturi importate pe care le practicăm. Poate puțin știu acest lucru, dar anul acesta și anul trecut, noi suntem în fața unui moment istoric, anume avem din nou șansa de a impune un sport la nivel mondial. Și poate autoritățile române ne vor ajuta în acest sens. Noi am făcut demersul și sperăm să primim aprobările necesare, întrucât după o pauză de peste 100 și ceva de ani, de la momentul acela din 1896 pe care l-am ratat, avem șansa de a impune din nou OINA la nivel mondial. Și spun acest lucru deoarece în România au fost delegații prezente din India, pentru că tot ai amintit de cricket, Pakistan, Nepal, din Marea Britanie, din Spania, care au învățat acest sport și au creat la nivelul lor structuri care doresc să practice această disciplină sportivă, și mai mult decât atât, și-au dat acordul pentru ca la anul, la București, să înființăm Federația Internațională de OINE și să organizăm primele campionate internaționale de OINE. Bineînțeles, alături de frații noștri din Republica Moldova, pe care nu-i lăsăm, care au de asemenea o federație de OINE, dar acolo cred că este o stare de normalitate. Nu vorbim de o altă țară, în adevăratul sens al cuvântului, vorbim doar de practicarea acestui sport ca element de identitate națională, așa cum ai spus și tu. Și cred că dacă se va realiza acest lucru, va duce la o dezvoltare senzațională a acestui sport. Pentru că, momentan, una dintre problemele noastre este legată de faptul că se practică doar în România. Și atunci când atragi pe cineva către sport, trebuie să-i arăți și perspectivele de a putea să reprezinte cu cinste România în afara granițelor sportului, pentru că așa este în sport. Întotdeauna trebuie să te bați pentru țara ta. Asta e noțiunea de, să zicem, de disciplină sportivă. Și acela este apogeul în momentul în care îți cântă imnul și știi foarte bine că reprezinți România fața unor oameni, indiferent de disciplina în care o faci. Am o curiozitate vis-a-vis de punctul pe care l-ați amintit. Vrem să spunem oamenilor că există posibilitatea de a practica acest sport. În momentul de față, la un simplu search pe Google, găsim faptul că sunt aproape toate județele, așa cum mi-a spus și dumneavoastră înainte, care au posibilitatea și sunt oameni în fiecare județe care practică acest sport. Este corect? Într-adevăr. Aș vrea să fac câteva precizări aici. Dar să știm unde pot veni copiii. Într-adevăr. Tot am adus aminte de Spiru Haret, de altfel un mare vizionar și cel care este considerat părintele OINE-ii. Noi am plecat de la ideea lui, de ce a făcut în urmă cu 100 de ani, și cred că un mare adevăr a spus atunci când a făcut mențiunea la faptul că așa cum va arăta astăzi școala, așa va arăta viitorul țării mâine. În acest sens, și noi am investit foarte mult în mediul școlar, unde cu ajutorul profesorilor, și Cristi vă poate povesti mai mult ce demersul s-a făcut pe mediul școlar, am plecat de la un număr de aproximativ 20 de echipe în urmă cu 10 ani, iar anul trecut am avut în jur de 350-400 de echipe pe mediul școlar. Asta spune foarte mult, chiar dacă nu suntem foarte vizibili în canalele media, numărul echipelor este în continuă creștere. Asta vorbind de mediul școlar. La federație sunt afiliate în momentul de față 45 de structuri sportive și avem în jur de 38 de competiții naționale. Numărul care era în urmă cu 10 ani de zile era de 3 competiții naționale. Așadar, și aici avem o creștere exponențială și cred că toate acestea vor să conducă în scurt timp la dezvoltarea mai mult decât am preconizat noi, pentru că chiar dacă nu avem profesori pregătiți în Facultății de Educație Fizică și Sport, avem foarte multe solicitări ale copiilor care vor să practice acest sport și ajungem chiar în situația nedorită în care copilul vine și întreabă profesorul: știi acest regulament? El spune că nu știe, dar eu vreau să-l practic.
pentru a preîntâmpina astfel de situații. S-au făcut foarte multe demersuri. O să rog pe Cristi să ne spună ce s-a făcut. Exact pe... aici voiam să El vine din mediul școlar, chiar dacă acum nu mai profesează, dar știe foarte multe demersuri pentru că el le-a făcut, a fost unul dintre pionierii care au făcut astfel de demersuri în numele federației. Vă rog, pentru că, și în primul rând, ce înseamnă să fim doctor în OINA? Să o luăm treptat. În primul rând, nu vreau să-mi asum toate meritele. Suntem o echipă la federație care am stabilit o strategie pe termen lung. Strategia pe plan intern, unde împreună cu Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sportului, am mers atât, ne-am adresat atât inspectoratelor școlare. Prin inspectoratele școlare am reușit să ajungem la cadrele didactice și am putut să organizăm acele competiții sportive organizate prin Ministerul Educației Naționale, și anume la început Gimnaziada, cum era cunoscută, în prezent se numește Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Dacă, exact cum a spus domnul președinte, acum 10 ani erau 20-30 de echipe, noi am insistat și le mulțumim cu această ocazie că pe lângă băieți am introdus și OINA la fete, atât în gimnaziu cât și la liceu, și elevii au răspuns afirmativ și doritori în a practica și a răspândi acest frumos sport. Astfel, în următorii ani au crescut echipe treptat la nivel de județ. Aveam județe unde nu aveam nicio echipă la mediu școlar, avem județe unde avem 10-12 echipe, dar avem și județe unde sunt una, două echipe. Per total, am ajuns la un număr de peste 300-350 de echipe la nivel național, atât la feminin cât și la masculin. Este un lucru îmbucurător, întrucât dacă avem o bază mare, dacă avem copii, putem să transmitem și următoarei generații sportul nostru național. Referitor la doctorat, tot o strategie a federației, să poți să fii profesor de educație fizică, trebuie să practici sportul în facultate. Neavând cine să predea acest sport în facultate, am constatat că este o inadvertență și am considerat necesar să se califice cineva. Este o poveste frumoasă. Mulțumesc cu această ocazie Universității din Cluj-Napoca, UBB-ului, care m-a acceptat cu această ocazie, și nu în ultimul rând domnului Monea Gheorghe, care pot să-l citez, mi-a spus în felul următor: Cristi, eu mă apropii de pensie, pot să termin cu tine sus sau jos? Este o responsabilitate pe care și-a asumat-o și, într-adevăr, cu sprijinul domnului Monea, cu sprijinul Institutului de Cercetare Incesa de la Craiova, cu doamna Rusu Ligia și domnul Minea Marin, am făcut o lucrare interdisciplinară de cercetare a biomecanicii bătăii la baston, în care, într-adevăr, am adus plus valoare pentru federație. Am ajuns împreună cu profesorii universitari să realizăm o serie de articole interdisciplinare în care să promovăm OINA la nivel internațional, iar universitățile care cercetează sporturile pe cum baseballul și cricketul au apelat și am discutat pe parametrii pe care i-am descoperit în mișcările de biomecanică a bătăii la baston. Un lucru foarte important. De anul viitor se va preda OINA la Universitatea din Bacău. Încercăm ușor-ușor, ca și în alte universități, să se predea OINA, astfel încât profesorii de educație fizică, când vin în școală, să fie pregătiți să promoveze și să practice acest frumos sport național. Întrucât, prin Ministerul Educației, am modificat programa, iar OINA face parte din cele 6 jocuri, cele 4 pe care le cunoaștem foarte bine, fotbal, volei, basket și handbal. Acum s-a introdus OINA și rugby tag. Eu zic că este un lucru foarte important și de promovat la nivelul nostru național. Pe partea internațională va povesti de domnul președinte. Contează ca să avem o continuitate la ceea ce facem la nivel național cât și internațional pentru a deveni puternici și vizibili.
Ionuț, o să preiau un pic înainte, știu că ai multe curiozități, dar este un punct pe care nu l-am atins în ceea ce privește istoria acestui sport, și anume vis-a-vis de marile personalități ale României, care cel puțin în perioada interbelică și în perioada, cred că cea mai prosperă din punct de vedere cultural a României, au practicat acest sport, că presupun că doar de agrement, și vorbim de nume mari, da, pe care nume mari care vă pică, dragi elevi, întotdeauna la BAC, că vorbim despre domnul Caragiale, că vorbim despre Marin Preda, da, exact, și niciodată nu se așteaptă nimeni să pice comedia, nu-i așa? Drama, deci, cum toată lumea se îndrepta către acest sport de plăcere, pentru că era la momentul respectiv și printre singurele... Erau și alte variante. Erau variante, dar nu era, mi se pare că nu erau chiar atât de facile. Cum îl considera Demostene Botez, era sportul epopeic al vremii. Un Tache Ionescu, un Creangă, un Sadoveanu. Lista este foarte lungă. Aș vrea doar să mă opresc la ce a spus, dar acum aș vrea să nu vă simțiți jigniți dacă spun ce a zis Sadoveanu. Orice om vrednic trebuie întâi să învețe a juca oina. Fără asta nu-i bun de nimic și nu face două parale. Bineînțeles, se l-o spunea atunci în ideea în care era sportul. Are și sens un pic. Da, exact. Da. Deci foarte multe personalități a României au practicat acest sport și chiar și în ziua de astăzi sunt foarte multe persoane importante. Aici l-aș menționa, de exemplu, pe guvernatorul României, domnul Isărescu, care a practicat oina la Drăgășani și de fiecare dată când are ocazia ne ajută să organizăm evenimente de promovare a acestui sport, inclusiv când au venit reprezentanții Băncii Mondiale, a ales ca dintre lucrurile pe care le prezintă România a fost și un meci demonstrativ de oină. Deci așa ar trebui să se mândrească toți, pentru că mie îmi place să spun că oina este mai mult decât un sport, este exprimarea sportivă a culturii românești, întrucât probabil că știți acest lucru, suntem trecuți și pe lista privind patrimoniul cultural imaterial și mai mult decât atât s-au aprobat demersurile pentru a se întocmi dosarul pentru a fi recunoscut ca patrimoniu mondial pe lista UNESCO. Așadar, vorbind de un sport care depășește bariera de simplă disciplină sportivă, și trebuie să recunoaștem acest lucru, că statul român în ultima perioadă începe să-și îndrepte atenția către noi. Avem o lege prin care s-a instituit un program național de descoperă oina. Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic Sportiv Român și Ministerul Educației Naționale sunt cele trei instituții care sunt alături de noi, iar rezultatul muncii noastre împreună se vede în numărul acesta mare de copii care au început să îndrepte către noi în această ultimă perioadă, și sunt convins că dacă vorbim și partea de internaționalizare de care am adus mai devreme aminte, vom avea și mai mulți copii care vor veni. Cât sunt în momentul de față, cu aproximație, copii care practică acest sport? Este o diferență între copiii care practică această disciplină sportivă și cei care sunt legitimați. La federație avem 45 de cluburi sportive. Fiecare poate să aibă o echipă de senior, de junior, poate să aibă la feminin, la masculin. Avem trei variante ale jocului de oină. Este extrem de important acest lucru. În urmă cu câțiva ani aveam doar varianta 11 jucători. Am diversificat și aici s-a produs o explozie de când am introdus în mediul școlar, întrucât știți foarte bine, în școli baza materială sau infrastructura în general este deficitară, iar pentru că nouă ne trebuie un teren, zic, mai mare decât așa cum vedem pe imagini. Exact, aici avem imagini de la frații noștri de la Chișinău, sunt imagini de acum două zile când am desfășurat Cupa Unirii la Chișinău, în echipament roșu, galben și jambieră albă, să sunt cei de Naționala României, joacă contra celor de Naționala de Tineret din Republica Moldova. Spuneam că aceasta este varianta clasică pe care o vedeți aici, nu spre ce jucători. Varianta care ne-a dus o explozie este varianta în 6 jucători cu un teren redus care inițial se practica pe... Observați aici ce frumos am reușit să îmbinăm acolo și tradiția și cultura, întrucât la primăria din Ghidighici oina este foarte respectată, este adusă față în față atât cultura cât și sportul. Copiii aceștia au făcut un program artistic senzațional, care a dus în final și la finalizarea cu Ohora Unirii. Nu știu dacă aveți acele imagini, dar avem Ohora Unirii în care ne-am prins toți, nu zic românii, cei de o parte și de alta a Prutului, care iubesc acest sport. Spuneam de faptul că varianta în 6 jucători, care a fost inițial în sală, ne-a adus o explozie în ceea ce privește numărul de practicanți, întrucât terenul este mai mic, se poate marca pe orice suprafață care există în curtea școlii. Toate școlile au un teren de handbal de 40-20. Am adaptat suprafața terenului de handbal la suprafața terenului de joc în 6. Da, și atunci lucrul acesta, venind pe bazele sportive deja existente la nivelul instituțiilor școlare, ne-a ajutat foarte, foarte mult. Și profesorul poate să confecționeze 6 cercuri sau poate să le achiziționeze fără niciun fel de problemă, pe care le poate așeza pe terenul de handbal, creând astfel terenul pentru jocul de oină.
Dacă... Iar ca materiale, folosesc materiale simple, da. Vreau să vă spun că aveți aici avem o minge de oină, da, care este formată din 8 triunghiuri cusute la interior. De obicei, mingea de oină este făcută din piele naturală și este umplută cu lână sau păr de cal de porc pentru a conferi o greutate corespunzătoare și pentru a nu fi rigidă. Este foarte important întrucât am adaptat greutatea mingii de oină la categoriile de vârstă, variind de la 100 de grame până la 140 de grame la seniori. Este un lucru foarte îmbucurător. De asemenea, pe lângă minge mai folosim un baston de oină, care la fel, în funcție de categoria de terenului și categoria de vârstă, are de la 80 de centimetri până la 100 de centimetri, adică maxim un metru, și greutate maximă de 1 kg. Cred că s-a putut vedea ușor pe detalii și o să-i rog pe colegii mei să mă ia un pic. Se poate vedea cât de folosită. Da, și de folosită. Lăsați-o un pic acolo ca să putem să o vedem. Nu este asemănătoare cu ceea ce aruncam noi, Ionuț, în școală. Deci noi clar aveam o eroare. Culoarea din toate seamănă, punctele. Alice. Culoarea seamănă. Cum am văzut, mi-am adus aminte de momentele acelea. Într-adevăr, ca textură arată diferit, așa cum spunea și domnul președinte, nu pare un bolovan, ci pare o minge în adevăratul sens al cuvântului. Noi cred că aruncam cu ce mai rămânea de la construcție. Ce era magazie pe acolo. Trebuie să facem diferența între proba de la care faceți referire, de aruncare mingii de oină, o probă de atletism, și jocul de oină, un joc pe care, dacă îl putem descrie în câteva cuvinte, este, zic eu, un joc extrem de dinamic. Folosim o minge și un baston. Ați văzut pe imagine mai devreme, implică foarte multă mișcare. În esență, ce înseamnă? Sunt două reprize nelimitate în timp. Într-o repriză o echipă poate să fie la bătaie, în cealaltă la prindere. Când este la bătaie, lovește mingea cu bastonul și în funcție de distanța la care trimite mingea în aer, poate să obțină unul sau două puncte. Când se inversează rolurile sau ce face cealaltă echipă în teren, pentru că asta va face și echipa care este la bătaie, echipa care este în teren recuperează mingea bătută cu bastonul și, pentru că jucătorii care au efectuat bătaia mingii pe teren, prin marcajul terenului, acum și dacă se poate vedea pe fundal, aici este un teren de formă dreptunghiulară și este împărțit în două. Sunt două culoare, un culoar în stânga, un culoar în dreapta. Cei din, după cei care sunt în teren, recuperează mingea și încearcă să-i lovească pe cei care aleargă pe culoare pentru a obține puncte. Pentru fiecare jucător lovit, obțin două puncte. Pe teren sunt marcate spațiile unde vor evolua, sunt cercuri, pentru că ar fi aiurea, ca să ne întoarcem la ceea ce spuneam despre partea școlară, să-l lovești cu mingea aceea tare de la un metru sau doi metri. Ei vor arunca doar din cerc, cercurile sunt marcate la distanță de 15 metri, așadar e o distanță mare în care poți să te aperi și poți să te ferești. Pe scurt, efectuezi bătaia minge și alegi pe un culoar și te întorci pe celălalt. Și după vezi câte puncte ai obținut. Se inversează rolului. Domnule Vodva, vreau să știu, mă iertați că v-am întrebat, ce i-ați arătat acolo colegului meu, Ionuț? Într-adevăr, vă arăt și dumneavoastră, este o broșurică scosă de unul dintre membrii biroului nostru federal, Cosmin Răghici, în care este descris jocul de oină succint cu imagini, da, astfel încât să înțeleagă atât copiii din ciclu primar cât și din ciclu gimnazial, pentru a fi mai atractivă și a învăța mult mai repede jocul nostru de oină. Uite, cred că aici desene, se poate vedea exact, dulce, așa, se vede cel mai... Cu explicații sumare. Chiar scrie, nu-i așa, pe prima dată, oina prin, în ochii copiilor. Așa, uite că mai avem un alt moment. Da, este rezultatul unui proiect, scuze Cristi, desfășurat în derulare cu Comitetul Olimpic Sportiv Român, care de asemenea ne ajută foarte mult. Și ceea ce trebuie să spunem, avem o modalitate inedită de a alege unde evoluează echipa, la prindere sau la bătaie, prin aruncarea bastonului echipei adverse, capitanului, și prin punerea palmelor succesive. Cred că acum o să tragerea la sorți, tragerea la sorți efectivă. Noi nu dăm cu banul, da? Și prin punerea palmelor succesive a bastonului, cel care are asta e lovitură de două puncte, da, ce spuneam. Mingea a depășit terenul în spate, sunt două puncte obținute la baston. Cine se duce? Am văzut acolo că e un domn care se duce să recupereze mingea. Nu este același principiu ca la baseball, să prinzi mingea. Nu. Okay. De regulă, mingea este recuperată în spate de un jucător, un coechiper al celui care a efectuat bătaia mingii, pentru că e posibil să ducă la o distanță foarte mare.
Aici nu există timp pe aceia morți care există în baseball, de aceea au și apreciat. Uitați, acum se văd foarte bine. Da, dinamica este permanentă. Da. Dinamica este permanentă, asta au și apreciat cei care practică cele două discipline sportive. Vă spuneam că am avut în țară reprezentanți din India, unde se practică cricketul, și din Statele Unite, unde se practică baseballul. Toți au apreciat oina ca fiind un sport extrem de dinamic, de spectaculos. Nu vreau să spun ce a spus, ar trebui să spun în final, pentru că este un motiv de mândrie pentru noi. Jonathan Leck, pe care îl cunoașteți, celebru actor din Godzilla, a fost în România, a făcut o emisiune pentru Discovery Channel, a ales el singur ce să promoveze în România, a ales și jocul de oină, a făcut un meci demonstrativ la Arcul de Triumf, a făcut mai multe filmări, la un moment dat a vrut să lovească și mingea cu bastonul, a încercat, fără exagerare, de vreo 30-40 de ori, n-a lovit-o niciodată și am spus că nu poate să lovească pentru că nu are sânge de român, s-a amuzat foarte mult, dar declarația pe care a dat-o la final, după ce a fost practic jucător de oină, deci a trăit pe propria piele ce se întâmplă într-un joc de oină, chiar în fața Palatului Parlamentului, a dat o declarație extrem de interesantă, erau vreo 3-4 televiziuni de știri din România și a spus, l-au întrebat, bineînțeles, ai văzut și oină, ai jucat oină, și că da, am jucat oină, vreau să spun, el e cetățean american, dar la bază e venit din Canada și a spus, trebuie să, cu părere de rău, trebuie să spun pentru concetățenii mei, consider oina un sport mai frumos și mai spectaculos decât baseballul nostru, pentru că în acest sport au pus regulamentul a două discipline sportive pe care le avem noi americani. E vorba de dodgeball, celebru rație și vânători la noi, și baseball. Ei le-au pus pe amândouă într-un singur sport și au făcut un sport mai dinamic și mai spectaculos. Nu știu dacă ne uităm în istorie neapărat cine a pus ce sport unde, pentru că dacă ne luăm după izvoarele scrise și după anumite declarații, cred că noi am fost cam primii din punctul acesta de vedere. E o întreagă istorie aici, dacă... Dar, nu cred că suntem în polemică, exact. Cine a fost prima sau a doua, e vorba dacă este Noi spunem aici că noi, pentru că așa e frumos până la urmă, suntem... și dacă cineva de la Hollywood sau din producția celor de la Discovery are ceva de spus, să ne sune, să ne dea un telefon. Ionuț, să știi că aici am văzut exact explicat ca și pentru orice copil care poate să înțeleagă exact pe scurt, da, regulile și felul în care se desfășoară oina și multe, foarte multe corelații, nu-i așa, cu alte sporturi și alte activități ale copilului, așa cum am văzut, aruncatul bulgărilor de zăpadă și activități pe care copiii le fac destul de des. O întrebare care vine vis-a-vis de toate sporturile pe buzele tuturor părinților, mai ales în contextul de acum, este: oina reprezintă un sport care este costisitor pentru copiii care vor să-l practice sau pentru chiar și adulții care vor să-l practice? Aici poate să răspundă Cristi, pentru că are echipă de oină și el poate să spună, dacă eu știu care e răspunsul, dar vreau să răspundă el, pentru că e cel care susține financiar o echipă de oină. Oina, în general, nu este un sport costisitor. Pentru a juca oina, avem nevoie de o minge și un baston. Având în vedere că această minge și baston este folosită de 22 de jucători în teren, dacă facem... O socoteală simplă. O socoteală simplă, deducem la prima vedere că nu sunt costisitoare materialele. Și că e și echipament? Echipamentul, un training de antrenament pentru perioada rece, iar pentru perioada caldă avem short, jumpier și tricou. Nu jucăm cu niciun fel de protecție. Spre deosebire de celelalte sporturi, noi nu avem niciun fel de protecție. Am remarcat, nu căști, nu... Da, nu avem căști, nu avem protecție absolut nici pentru fete, nici pentru băieți, acele scoici, acele lucruri care vin să protejeze anumite zone. Este un sport autentic românesc, ne mândrim cu acest lucru și în continuare îl promovăm exact așa cum l-am moștenit din generațiile și le transmite mai departe generațiilor următoare. Îi invităm cu această ocazie să se adreseze cluburilor din zonă, să se adreseze federației pentru a fi îndrumați, pentru a practica cât mai mulți copii acest frumos sport. Într-adevăr, depinde de politica clubului, dacă este preponderent axată pe a dezvolta și a promova acest frumos sport și de autoritățile care se implică cât mai mult în această promovare. De ce? Pentru că, într-adevăr, federația primește o finanțare de la minister pentru a acoperi anumite cheltuieli raportate la tricouri de campion, cupe, medalii și așa mai departe, dar cluburile sportive sunt cele care plătesc
deplasarea, adică transportul, cazarea, masa a echipelor care participă la competițiile federațiilor. Și aș vrea să se înțeleagă încă de la început că sunt cluburi care sunt foarte puternice și nu percep nicio taxă. Și din câte știu, niciun club din România care nu practică OIN nu percepe nicio taxă copiilor care sunt legitimați. Ba din contră, le pune la dispoziție echipamentele, atât cele de joc, cât și cele necesare antrenorilor. Acum, într-o mai mică sau mai mare măsură. În schimb, ceea ce pot să vă spun este că omul sfințește locul. Sunt oameni foarte inimoși care promovează sportul în fiecare zonă și este motorul sportului nostru în zona respectivă, ceea ce este foarte important. Important și vă mulțumim cu această ocazie că devenim din ce în ce mai vizibil și lucrul acesta se simte după fiecare emisiune la care participăm. Suntem contactați de părinții copiilor și de copii pentru a practica sportul nostru. Domnul președinte, m-aș întoarce puțin în timp, nu 150 de ani, ci doar 30, pentru că duceți o muncă extraordinară să reînviați un sport care era pe un tren ascendent. Ce s-a întâmplat după anii 90 de OINA s-a diluat din punct de vedere al interesului? Da, sunt mai multe cauze. Prima ar fi că până în 1990, echipele în general și, nu, să spunem, în principal cele mai puternice, dar și celelalte mai mici au fost ajutate de anumiți coloși industriali care le-au ajutat. Una dintre ele au fost chiar aici la Combinatul Poligrafic București, cea mai titrată echipă din istorie, una dintre cele mai bune, de mult considerată ca fiind cea mai bună. Altele au fost susținute de către CAP-uri și toate au dispărut, știți, după 1990 a dispărut și forța financiară. Tot asta a fost o cauză și treptat, bineînțeles, s-a diminuat și numărul de jucători, dispărând de echipele. Altă cauză a fost că în 1990 s-a produs și o scindare a federației, întrucât a apărut mirajul de a practica o altă disciplină sportivă. Este vorba de baseball. S-a înființat Federația de Baseball. La Federația de Baseball a plecat o parte importantă din personalul care exista la Federația de OINA. Au plecat din conducere, președinte, secretar general, antrenori, jucători. Au plecat din convinși, poate, de mirajul că vor face foarte multe excursii în afară. Nu știu cât de mult au plecat în afară. Cert este că astăzi, din punct de vedere al practicării și al poziționării, suntem din nou deasupra acestei discipline sportive și mă bucur acest lucru că oamenii au înțeles în final că avem o datorie morală de a duce mai departe tot ce ne individualizează ca națiune. De asemenea, un factor, cred eu, extrem de important a fost și cel legat de promovare. Noi am avut ocazia să fim promovați înainte. Ziarul Sportul, de exemplu, era cel care, lângă celelalte discipline sportive, aloca și pentru campionatele de OINA, cel puțin câteva rânduri. A avut o competiție, nu știu dacă o pagină întreagă, dar întotdeauna se știa despre noi. Acum, în ziarele de specialitate, fiind ziare care sunt private, fiecare își face politica și deși noi trimitem comunicatele de presă peste tot, sunt câțiva sufletiști, cum a zis și Cristi, sunt persoane care se alătură noi pentru că sunt sufletiste, sunt patriote și ne ajută să promovăm. Acestea, poate, la care se adaugă și alte cauze, au dus la diminuarea numărului de echipe de jucători în 1990. Am avut un trend, să zicem, care a scăzut până pe la aproape de 2000. Din 2000 deja suntem din nou pe un trend ascendent și acest lucru se vede și se va vedea în scurt timp, pentru că acele echipe de copii de care am vorbit mai devreme, să știți că vor produce efecte în scurt timp. Ei sunt copii pe care îi luăm de la 10-12 ani. Unii dintre ei ajung, chiar dacă nu ajung să practice OINA la un nivel de performanță, au abar despre acest joc și dacă ajung într-o poziție din care pot să sprijin acest joc, o fac cu mare plăcere. Să știți că în rândul jucătorilor noștri sunt copii foarte isteți, copii care sunt acum studenți la medicină, la drept, la absolut tot ce înseamnă mediul universitar, sunt copii isteți. Unii dintre ei au ajuns, am avut o surpriză acum vreo câteva zile, am discutat cu un copil, pentru că vrem să facem un meci demonstrativ la Rapid și este directorul de marketing de acolo și care a început OINA la Bârlad și a zis, eu oricând o să vă ajut cu OINA pentru că am jucat la mine la Bârlad de acolo și îmi place și chiar acum mă ocup de fotbal, acum vă voi ajuta. Și exemple de acestea sunt multe. Sunt multe persoane pe care le prindem, dacă vreți, între ghilimele, la vârsta aceasta fragedă și ne va ajuta în scurt timp. Dar este nevoie de timp, este nevoie de un proiect așezat cu Ministerul Educației Naționale. Noi până acum am făcut, dacă vreți, zbaterea așa unde am putut și noi am avut, unde am avut deschidere la un director de școală sau la un primar și care ne-a chemat, ne-am dus imediat. Dar acum avem un proiect cu Ministerul Educației Naționale, un proiect așezat în care discutăm de introducerea unei într-un mod organizat în toate instituțiile de învățământ și acest lucru se va vedea, v-am spus, în scurt timp.
Dar pentru toate este nevoie și de un efort, atât financiar, cât și un efort din punct de vedere al personalului, pentru că, așa cum a spus și Cristi, este acest gol care există în momentul de față, deoarece profesorii nu cunosc această disciplină sportivă și cred eu că în mod fals s-a creat ideea că profesorul n-ar vrea să practice acest sport sau copiii n-ar vrea să-l practice. Și de ce spun acest lucru? Pentru a suplini lipsa de informație despre acest sport, până vor ieși noi profesori de educație fizică și sport, am făcut proiecte la nivelul județelor în care, în colaborare cu inspectoratele școlare județene, am organizat activități de inițiere noi la profesori care unii practicau de 30 de ani, să zic, diferite discipline sportive. Surpriza, să știți, că a fost extrem de mare. Deși știau și ei foarte puțin despre această disciplină sportivă, știau ce este oina, dar nu văzuseră, nu practicaseră. Vă dau un singur exemplu la Galați. Am avut surpriza de a avea prezenți la acest proiect peste 35-40 de profesori. Toți au făcut echipe de oină și am făcut competiții foarte frumoase acolo. A venit pandemia, că am început proiectul înainte de pandemie, la Sălaj aveam 100 de profesori care se înscrisese la competiția, la această activitate de inițiere. Vom continua astfel de proiecte și o să vedeți că până ies profesorii, o să, deși necesită timp, o să avem foarte multe surprize, pentru că inclusiv pe București, pe Ilfov, avem solicitări în acest sens, foarte mulți profesori vor afla de oină la bătrânețe, înainte să iasă la pensie și îl vor întregi acum. Și extrem de important este, deși este rușinos pentru unii dintre ei, dar trebuie să o spun, am foarte multe echipe de oină, sau avem, să zic că nu sunt ale mele, care sunt pregătite de alți profesori, să știți, sunt echipe pregătite de profesori de matematică, de geografie, de limba română. Profesorul de educație fizică doar îi aduce copiii la oră și el vine și antrenează, pentru că omul acela este pasionat de acest sport. Dar cel care ar trebui nu face acest lucru. Aici nu cred că este o bilă albă, dar noi suntem mulțumiți măcar că acel profesor ne ajută cu aducerea copiilor acolo și îl stimulăm pe profesorul care, fiind de o altă specialitate, totuși vine și practică această disciplină sportivă. Și să știți, cu o practică cu rezultate senzaționale. Sunt foarte mulți profesori care, fiind de discipline de care v-am spus, sunt campion național. Așadar, aceste lucruri ne dau speranța că poate să fie mult mai bine, întrucât acest suflu al copiilor care vin din spate și cu profesorii inimă, și să știți că avem foarte mulți profesori tineri care sunt alături de noi. Săptămâna aceasta, de exemplu, o să avem o tabără de pregătire la Târgu Lăpuș în Maramureș, unde avem deja înscrise 6 echipe de copii de sunt 10 ani, vârsta maximă este de 14 ani, dar au vrut să vină de la 12 ani e vârsta maximă la tabăra aceasta, au venit de la 90 ani, vor să vină ca să învețe acest sport. Sunt, dacă îi vedeți, sunt mai mici decât bastonul. Dacă pui bastonul în picioare, sunt mai mici. Avem imagini de la tabăra, similară. Asta este tabăra similară cu fetele. Unde care și sunt câteva dintre ele care chiar da, sunt micuțe. Da, au, tot 12 ani au avut și aici. Au fost la tabăra de la Crasna. Da, între 9 și 12 ani sunt fetițele. Și au jucat, le place, ne întreabă când mai facem următoarea activitate. Deci sunt senzațional copiii și dacă îi prinzi să practice. Aici am făcut o activitate cu, ce vă spuneam, de, am recreat noi o fază, e vorba pe Transalpina. La origini cu copii într-un cadru super. Sunt senzaționale. Da, am filmat cu o dronă acolo cu acești copii și am recreat faza aceea, pentru că noi bănuim că originile jocului sunt în modul de petrecere a timpului liber de către cei care se ocupau cu păstoritul și am pus pe cineva, am închiriat repede de acolo de la Otaravu o costumație de cioban, am pus un profesor, el e chiar preot, dacă mă știu, profesorul de acolo era părinte. Nu? Părinte, da. Și am recreat această fază, zicem noi, și care ne putem imagina că în trecut, despre chiar așa trebuie, posibil cam așa probabil se practica. Și a venit cu mesajul acesta să jucăm oina împreună, transmis de copilașii ceștia deosebiți. Asta e tabăra de fete, acum săptămâna asta avem tabără la băieți. Imagini frumoase dintr-o zonă de munte deosebită pe da, care chiar toată lumea. Sunt senzaționale imagini. Să zici, copiii aceștia au venit sunt îmbrăcați în, da, fie în echipament, fie în portul noi național. Îmbinăm foarte bine, avem echipe de oină în care sunt foarte mulți copii care fac atât dansuri cât și cântec popular. Avem concursuri interactive, noi facem și activități cu ei, pentru că dincolo de sport vrem să și educăm copiii pe parcursul evenimentelor noastre. Știți că am avut câteva evenimente frumoase în care copiii au ocazia să-și exprime talentele. Am găsit, apropo, copiii lui Cristi, cei de la Băileș, de acolo, de la Galicia Mare, au făcut o scenetă din Moromeții senzațională. Niște copii, fără să aibă școală, deci au recreat scena din Poiana lui Ocan, fără să aibă un minim de școală în acest domeniu al actoriei, au făcut-o. Avem niște momente de recreere între noi în care fiecare își expune talentul. Unul dans, unul cântecul și copiii au ales scena de actorie foarte, foarte frumoasă. Felicitări acestor
inițiative de a îmbina cumva cultura cu ceea ce înseamnă sportul, cred că este benefic pentru toată lumea și poate ar trebui să ne îndreptăm atenția către ceea ce înseamnă originea noastră. Mai avem 10 minute, să știți, cu aproximație și aș vrea să discutăm un pic și despre competiții, pentru că acum știm foarte bine, veniți din Republica Moldova, nu-i așa, de la o competiție foarte importantă. Cum stăm la capitolul competiții în ceea ce privește oina românească? La competiție o să rog pe Cristi să vorbească la feminin, pentru că se ocupă de feminin, nu să spună la masculin. Întâi spune la masculin, pe urmă se spune la feminin. Având în vedere că s-au întors de la Chișinău, pentru prima dată în istoria modernă, s-a creat reprezentativa feminină de oină. Un lucru foarte îmbucurător. Antrenorii au convocat, au urmărit fetele de-a lungul întregului an și au convocat din 4 centre, da, de la ACS Galicia Mare, de la CS Dacia Mioveni 2012, CSM Râmnicu Sărat și ACS Avântul Frasin. S-a creat o emulație, da, fetele foarte ambițioase, împreună cu băieții și cu echipa de juniori de Under 23 s-au întâlnit la Brăin, la unde antrenorii au coordonat foarte bine cele câteva zile de antrenament pe care le-au avut la dispoziție și au finisat ce era de finisat, au participat acolo, bineînțeles, nu ne așteptam altfel, au câștigat. Și da, sperăm ca lucrul acesta să fie pe mai departe un semnal că atât fetele cât și băieții poate să promoveze sportul național. La nivel de intern, avem undeva la 14 cluburi care au secții feminine, au tradiție, în funcție de posibilitățile financiare participă între 6, 8, 10 echipe, cel mai mult au fost 15 echipe odată participante. Avem campionatele naționale de iarbă în 11, campionatele naționale de plaje în 8 și campionatele naționale în 6, unde jucăm în sală. Adică din 2013, de când am introdus oina la fete, am venit și cu aceste variante ca să putem să avem și continuitate în pregătire și să și devenim mai atractivi din mai multe puncte de vedere. Pe lângă aceste campionate avem Cupa Federației, Cupa Satelor, Cupa României și, nu în ultimul rând, cea mai importantă competiție de promovare, Cupa Reginei. La băieți este Cupa Regelui, care se desfășoară în fiecare an sub egida Casei Regale și participă câștigătoarea campionatului cu câștigătoarea Cupei României, un fel de supercupă, da, să spunem așa, și avem, pot să spun, plăcerea și onoarea de a fi promovați și de alte televiziuni. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne promovați la aceste competiții. Și în același timp vă așteptăm să jucați, pentru că am avut o discuție mai devreme, reiau această propunere de a fi parte a Cupei Presei la oină, o competiție în care vă veți distra cu siguranță. Nu știu cine va câștiga, pentru că în sport așa se întâmplă. Competiție ale surprizelor tot timpul. Exact. Eu nu-ți repede să te documentez, pentru că eu mă bazez pe voi băieții. Că va fi mix. O să facem o excepție, deși noi avem competițiile separate. Vreau să întreb dacă sunt există și posibilitatea de a avea pentru copii o variantă mixtă. În momentul în care în școală nu există suficienți băieți sau suficiente fete pentru antrenamente, pot să-și folosească fete și băieți, dar competițiile oficiale sunt separate. Fete și băieți. Ce pot să spun, că să știți, dacă înseamnă că joacă la feminin, nu înseamnă că n-are forța. Am fete care joacă foarte bine. Sunt unele care depășesc anumiți băieți, foarte ambițioase și cu o forță deosebită. Legat de activitatea noastră ca și calendar, v-a spus Cristi, competițiile la feminin. Aceleași competiții sunt și la masculin. Pe partea de național, pe lângă competițiile în sine, avem activități de inițiere oină, la care, așa cum ați văzut mai devreme, facem activități extrem de frumoase. Copiii care vor să practice acest sport se pot adresa nou și pot participa la activități de inițiere plecând de la 9-10 ani. Vârsta, prima categorie este până în 12 ani. În București, cei care vor să practice oina în București, să se adreseze federației, putem direcționa. Poate pentru unii este o surpriză, dar să știți că nu UNEFSU, care ar trebui să facă acest lucru, are echipă de oină, are ASEU echipă de oină, deci Politehnica are echipă de oină,
Straja București, echipa jandarmeriei, dar nu vorbim doar de echipele afiliate la federație, cei care vor să practice ONA, indiferent că au sau nu habar în momentul de față, vorbesc de profesori, să vină către federație și noi putem să asigurăm cursuri de inițiere în ONA, plecând de la, eu știu, la profesori și continuând cu copiii. Așadar, pe capitală putem să facem mai multe lucruri care este valabil și la nivel național, numai pe capitală. Și mai mult decât atât, să știți că avem activități cu multe surprize. La activitățile la care a spus Cristi mai devreme, cei care vor să ia prim contact cu ONA, când avem competiții în București, facem activități pentru copii, primesc și premii la final, pe lângă diplome de inițiere în ONA, și au și ocazia să lovească mingea cu bastonul, să pasteze și să se întreacă cu, întreacă puțin spus, cu sportivii titrați care au evoluat cu câteva minute înainte pe teren, sportivi, să zicem, semiprofesioniști. Nu știu, că, pentru că noi nu avem totuși sportivi profesioniști. Mai am și o întrebare, Alice, una extrem de importantă din punctul meu de vedere, pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Domnul președinte, se citește foarte bine pasiunea în ceea ce spuneți dumneavoastră și vă mărturisesc că dacă toți președinții de sport din România ar emana atâta pasiune cum emanați dumneavoastră, cred că am fi mult mai departe. Însă aș vrea să ne întoarcem și la un lucru arzător. Este greu pentru dumneavoastră ca președinte să deschideți uși pentru a obține parteneriate din partea unor companii care câștigă bani în România, dar către sport nu se îndreaptă deloc? Ați încercat să îi sensibilizați puțin să se îndrepte din punct de vedere financiar, cu o mică parte, că așa cum spunea și dumneavoastră, ONA nu este un sport extrem de scump, dar acești copii merită să aibă un suport, să li se pună la dispoziție cazare, masă, transport. Cum reușiți? Nu că este greu, este extrem de greu, dar sunt genul de persoane care o dai pe geam, intre pe ușă, și o dai pe ușă, intre pe geam. Așa am și făcut aceste demersuri în ultima perioadă de a crescut numărul, pentru că numărul este cel care vorbește în final de practicanți în ultimii 15 ani. Eu sunt președintele Federației din 2007 și v-am spus atunci, erau 3 echipe cu 3 competiții, acum sunt 37 cu ce v-am spus mai devreme și la școlare la fel, dar dincolo de toate am creat un trend la nivel național, am reușit să declar ONA ca sport național prin lege și multe alte activități legate de partenerii care sunt, care ar putea să ne sprijine din punct de vedere financiar. Să știți că spre surpriza mea neplăcută, nu sunt atât de patrioși cei care se declară patrioți la televizor și eu nu sunt un patriot care are doar de 1 decembrie fularul după gât, eu am inima roșu, galben, albastră și acest lucru se vede și se simte, să știți. Am făcut scrisori către toți cei care au, plecând de la firme cu capital integral românesc, firme care promovează tradiția românești, absolut tot ce înseamnă. Am mii de scrisori făcute, fie că sunt trimise prin poștă, fie că sunt trimise pe mail. Am în același timp 99,99% răspunsurile elegante. Ce frumos, ce vă felicităm, ce inițiativă extraordinară, să nu dispară România, să nu dispară tradițiile. Dar, din păcate, politica noastră anul acesta nu prevede, reveniți la anul. Bineînțeles că am revenit și la anul și ar veni zeci de ani la rând și tot am cerut și acele răspunsuri elegante am primit. Dacă am mai primit, am primit un sponsor, nu o să dau numele, care a fost anul acesta, care ne-a ajutat foarte mult și sper să rămână alături de noi, o companie românească care este alături de noi. Anul trecut am avut o altă companie românească, deci avem două companii care ne-au sprijinit. În rest, oamenii sunt foarte eleganți în răspunsurile, în refuzurile lor, dar nu sunt atât de patrioți pe cât par. Se apropie 1 decembrie, o să vedeți foarte mulți patrioți de 1 decembrie acum și pe 2 nu mai trăiesc în România. Și împreună la COINA de 1 decembrie? De 1 decembrie, sigur, am mai făcut astfel de activități și ce trebuie să înțelege și poate lumea o să înțeleagă acest lucru, este o tendință de globalizare în care dispare tot ce este al tău. Ne vom trezi la o masă ca aceasta la un moment dat în care nu o să mai avem ce să punem pe masă al nostru. Și o să te uiți cu tristețe la celălalt care va scoate de sub masă și va avea ce să-și promoveze. Și atunci te vei simți gol și pe interior și pe exterior. Noi vrem să evităm acest lucru pentru că oricum sunt foarte multe tradiții pe care le-am pierdut. Eu compar, poate este exagerată, dar eu compar comparația, dar eu compar ONA cu ceea ce se întâmplă la o nuntă. ONA trebuie să existe întotdeauna în familia sportului românesc, așa cum trebuie să existe la o nuntă o horă. Eu nu-mi imaginez o nuntă fără o horă. Chiar dacă știi sau nu știi să ții pașii, o nuntă fără o horă nu are farmec. Mai sunt, poate, situații în care se întâmplă acest lucru, dar așa trebuie să fim mereu acolo. Este locul nostru bine delimitat, pentru că ducem mai departe o parte în România și cine va înțelege acest lucru, și mă bucur că o parte din autorități au înțeles în ultima perioadă acest lucru, va ajuta la transmiterea unei părți a identității noastre naționale. Poate sunt cuvinte prea mari, dar asta e adevărul. Pentru asta ne zbatem eu, Cristi și ceilalți pasionați când ne întrebați de bani. Dincolo de toate, este o persoană care se zbate pentru copii aici. Ei sunt bucuroși că vin copiii către acel sport. Vă mulțumesc mult pentru tot, știu că se termină. Mulțumim, da, exact, mă bucur tare mult. Dar exact, vă mulțumim tare mult pentru prezență și cu siguranță vă mai așteptăm să stăm la povești, pentru că sunt infinite și sunt foarte frumoase. Noi ne revedem și mâine tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV. O seară frumoasă tuturor.
We'll be right back.